Nu mai este mult până la finele campaniei electorale și deși candidatul USL Nicolae Florian se bucură de sprijinul giurgiuvenilor, ritmul acțiunilor electorale este unul alert. Astfel, candidatul Nicolae Florian s-a aflat miercuri în mijlocul locuitorilor din zona fabricii de zahăr. Întâmpinat de foarte multă lume, Nicolae Florian și-a prezentat proiectele de viitor pentru Giurgiu și a asigurat pe giurgiuveni de tot sprijinul său din postura de deputat. Vă rog pe Dumnezeu să ne dea calea dreaptă la toți, să fim alături unul de altul. Pentru că dacă suntem împreună, reușim. Dacă nu suntem împreună, nu reușim. Trebuie să facem ceva pentru Giurgiu nostru. Acum este o cale foarte bună să ducem schimbarea până la capăt. Iată că PNL-ul cu PSD-ul, cu UNPR-ul, PC-ul și mai nou, acum am văzut, Partidul România Mare susține această schimbare, ne susține pe noi, candidații USL, pentru Parlamentul României. Noi avem, fiecare candidat are câte un singur vot. De aceea vă cerem dumneavoastră să fiți alături de noi, să putem să realizăm ceva pentru orașul nostru. Noi fiind giurgiuveni și ne pasă alături de dumneavoastră de cum să mișcă orașul. Orașul trebuie să miște pozitiv. Sunt foarte multe proiecte scrise încă din anul 2011. Ele trebuie duse la bun sfârșit, treduse la îndeplinire. Vedeți foarte bine că orașul Giurgiu a devenit un oraș trist. Și nu numai orașul Giurgiu este oraș trist, România este trist. Trebuie neapărat să ridicăm fața, să ne uităm unul la altul. Nu ne ajută nimeni decât noi ne ajutăm pe noi. Și asta înseamnă că vă cer să fim uniți, să fiți alături de noi, să putem să realizăm ceva pentru oraș. Eu nu vă promit marea acusarea, că nu sunt nici primar, nu sunt nici președinte de Consiliul Județean. Dar ce sunt eu? Sunt giurgiuvean și vreau să fiu proiecția dumneavoastră, a nevoilor dumneavoastră în Parlamentul României. Vreau să mă puneți la treabă, să ajutăm primarul orașului, să ajutăm președintele Consiliului Județean. Prin ce? Prin atragerea de fonduri de la Unitatea Centrală, de la Guvern. Să atragem atenția parlamentarilor pentru orașul nostru în care trăim și muncim, să atragem investiții, să sprijinim investițiile actuale, să le dezvoltăm, totodată să susținem și primăria să dezvolte infrastructura orașului. Eu acum mă refer la oraș pentru că eu sunt candidat la funcția de deputat pentru orașul Giurgiu, numai pentru orașul Giurgiu. Dar asta nu înseamnă că nu pasă și de județul Giurgiu, asta nu înseamnă că nu pasă și de România. Dar cu siguranță nu o să uit niciodată cine m-a trimis, dacă mă trimiteți, în Parlamentul României. O să fiu alături de dumneavoastră, de nevoile dumneavoastră. Dumneavoastră mă cunoașteți pentru ce am făcut eu pentru oraș. Mie mi-e rușine să mă laud, dar nu mi-e rușine să fac treabă. Și atunci, asta am vrut să vă spun, că voi fi alături de dumneavoastră. Cum voi fi alături? Voi deschide două cabinete de deputat. Unul în zona Tineretului și unul în zona Centrală. Cu un secretariat tehnic care să preia problemele dumneavoastră și să putem să le rezolvăm, să vă susținem în fața autorităților, să preluăm de la dumneavoastră inițiative, să modificăm sau să susținem modificări de proiecte de lege. Giurgiuvenii au fost receptivi la mesajele candidatului USL Nicolae Florian și sunt ferm convinși că numai un giurgiuvean care cunoaște nevoile orașului se poate implica cu adevărat în creșterea nivelului de trai și în dezvoltarea economică a urbei.